domnul președinte, din nou și recunosc că sunt prezent și astăzi. De ce? De ce sunt prezentat? Vă dați iar cuvântul președinte. Da, mulțumesc, domnul prezentat. În începerea ședinței vreau să salut domnii consilieri județeni prezenți în acea sală, domnul Cristian Neagu și domnul Ghici. Domnul Cristian Neagu, președintele Comisia de Buget și Finanțe în Consiliul Județean, domnul Ghici, secretar în ședința de anul Comisia de Urbanism. După ce se termină ședința, o să vă dori să luați cuvântul, o să vă oferă cuvântul. Vă rog. Avem o rugăminte, grupul PSD, deoarece am primit un material în urmă cu 2-3 minute de reușișare de buget. Dorim o pauză de 10-15 minute ca să putem să studiem materialul. Așa, o să spunem, vă rog, suplimentarea ordinii de zi, înainte de a dezbate proiectul de hotărâre și după aceea o să lăsăm. Supun suplimentarea urgenței la vot. În lucru și să vă plasă și dacă se putea să vă spune în data de zi, chiar înainte de acupat, puteți da 5 minute față. Nu 10. Da. 10 și mai am dat 10. Da, da. Pentru consultări. Da. Da. Deci, în prima fază, o să supunem la vot de suplimentarea urgenței zi cu cele 3. Înainte de a supune la ordinea de zi, o să spun actele de emisie adoptele care pe ordinea de zi punctul 4. Să fie notat de secretaria, da? De ordinea de zi punctul 4 va fi retras. În prima fază, supun la vot suplimentarea ordinea de zi cu cele 3 proiecte de hotărâre care au venit acum. Proiectul de hotărâre numărul 22718 din referitor la demisia domnului Anta Lasrian, proiectul de hotărâre referitor la demisia depusă de către domnul Ciuclo Cudovic și rectificarea de buget. Cele trei. Cine este de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supun la vot ordinea de zi cu suplimentare și retragerea de ordinea de zi a inițiatorului proiectul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Bun. Trecem la derularea ședinței. O să începem în prima fază cu proiectul de hotărâre privind încercarea de drept amanată de Consiliul Local cu Mărțită Cudovic, ca o mare a demisii. Da. Prima scăpă să spuneți la concursul ce se vedea în procesul de la ședință. Deci, odată, procesul verbal de ședință în 203.2016, ședința de constituire, dacă aveți obiecții acolo, vă comunicam. Da, la pagina. Este o problemă. Trecem la punctul de ordine de zi.
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Cristian Brustovini, ca urmare a demisiei și declararea ca vacantă a locului de consilier local. Dacă din acolo ești consilier drept pe care vreau să ia cuvântul, din partea partidului care a fost în urma discuțiilor pe care am avut în partidului, din motive personale, domnul Ciuto, care să este declarat în mandatul social de misia din Consiliul Local, urmând ca după ce se analizează listele pe care le avem validate de către biroul de țean electoral, să facem propunerile pentru următorul de pe lista de candidați. Nu discut actul de misie pentru că este un act personal. Mulțumesc! Mulțumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul secretar. Domnul Vachin, de continuăm ședința, pe numărul de ordine de zi, raport privind monitorizarea activității asistenților personal desfășurată în perioada asistenților personal desfășurată în perioada 1 aprilie 2016-30 iunie 2016. Prezintă serviciul public local de asistență socială. Dacă comisia numărul 1. Comisia numărul 1 acolo atunci acest proiect. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Am luat la cunoștință. Comisia numărul 5. Am luat la practic. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Discuții sunt la acest proiect de ordine. La raport. Dacă nu sunt, trecem mai departe. La punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Ministerului Justiției la Chiș, pe Ungaria, în perioada 22-24-2016. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1 acordează favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Aici aș vrea să vin un amendament la acest proiect de hotărâre. În sensul că se va, articolul 2, se să suplimentează cu alinea 2, care va avea consilierii locali care se vor plasa la Chiș, de lângă în perioada 20-20-20-20, au obligația cu contrederul legale de a depune un raport în termen de 30 de zile de la întoarcerea din Ungaria. Sub sancțiunea, recuperările aia sumelor pe care le cheltuie municipalitatea cu această deplasare. Este o obligație legală pe care vreau să credeți de consilierul local o aveți, de a depune după fiecare deplasare în interes de serviciu, dacă zic așa, aveți obligația de a depune un raport de văzut de 10. Situația care nu veți depune în 30 de zile acel raport, vom încerca să recuperați sumele care fiecare personal sau singur? Fiecare personal. Deci, supun la vot amendamentul propus de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Vă rog să faceți propuneri pentru unii consilieri care vor să vă deplasa la domnul viceprimar. Propun domnul Vincioan. Următoarea propunere, vă mulțumesc. Propun pe David la Clinica Gabriel și pe toți Simion Moptine. Propun pe domnul Iurghece. Propun pe domnul Valdi. Aceeași propunere, vă mulțumesc.
Deja bătăle. Dacă mai există alte propuneri, vă rog. Domnul Isoan. Domnul Vituș. Da? Da. Da. Scuze. Alte propuneri mai sunt? Se va trece la punctul de vedere că este vorba de persoane, se va trece la punctul de vedere. Se întocmește... Da. Pentru că se modifică acolo 5 persoane, nu știu, da. Se modifică și articolul numărul 1. Amendamentul 6. 6 cu comentariul la 8. 5. 5. Amendamentul. Nu are. 2. Facem. Propunerea pentru conducătorul auto este domnul Tom Șavalea. Deci atunci se va modifica și în articolul 1 vor fi 6 construcții, da? 6 persoane. 6 persoane, de fapt. 5 plus 1. Poți mai face un amendament? La articolul 1, vă rog să mai supunem la vot un amendament de 6-6. Dar cine este pentru? Împotriva, abține, propunând secretariat cu întocmește buletinele de vot, trecem la următorul punct sau să preluăm după ce... Punctul numărul 2 de ordine de zi, vreau să privim aprobarea contului de execuție a bugetului de veniturilor și cheltuielilor municipiului Târgia Cuzi la 30.06.2016. Comisia numărul 1. Vizează favorabil. Nu, comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Dacă dintre colegii consilieri dorește careva să ia un punct, pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu. Domnul, patru ați retras, vă rog frumos, lăsați o funcție. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru lucrarea Consiliului de Administrație Setus, Perusem, cu garaj și prejurile în județul Curmii, începând cu Câmpia Tuzi. Comisia numărul 1. Avizează că vă rog. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Comisia numărul 4. Acestui proiect de hotărâre doriți care v-ați să luați dintre colegii consilieri. Dacă nu sunt un la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Câmpia Tuzi, construcție situată în municipiul Câmpia Tuzi, zona Blagănești, numărul 29. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Dacă dintre colegii consilieri, detalii, ceva de lămurit, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă?
abține. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului documentelor care alături de domeniul public al municipiului Câmpia Dorții. Inițiator Dr. Dorin Nicolae Lojican, Serviciul de Evidenție de Sfânta Patrimoniului, Comisia 1. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 2. Comisia 3. Comisia 3. Comisia 4. Dintre colegii consilieri, Comisia 5, scuzea domnule. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind completarea inventarului lucrurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpia Dorții cu un imobil de lemn. Prezintă inițiator și mare părinte Nicolae Lojican, Serviciul Evidență și Gestiunea Patrimoniului, Comisia 1, 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă dintre colegii consilieri doresc să ia cuvântul, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune numărul 12590 din 9 august 2006. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Lojican, Serviciul Evidență și Gestiunea Patrimoniului, Comisia 1, 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă dintre colegii domnului se doresc să ia cuvântul, domnul Isac. Am zis-o și ieri la ședința de comisie, la expunerea de motive să se corecteze actul adițional, data, la ce privește data. Data nu poate fi înaintea datei în care a fost înlocuit contractul de concesiune. O greșeală de redactare. De redactare, da. Vă rog să ne dai acum să luați. Și Traian, strada Traian cu Gheorghe Valiciu, și acolo este o greșeală, dar a prenat un contract mai și am observat și noi această greșeală, nu ți-am comunicat contractul nou, în mod sigur va fi adresa exactă, inclusiv numărul ăsta. Bine, doamne. Atât, mulțumesc. Bun. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 5 abține? Trecem la următorul punct de ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea reducerii ratei de validitate a două contracte de închiriere. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Lojican, Serviciul Evidenței și Gestiunea Patrimoniului, Comisia 1, 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă dintre colegii consilieri doresc să ia cuvântul, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Secretariatul vor fi finalizat de vot de la proiectul numărul 2 de ordinea de zi, privind deplasarea la Sfântului, vă rugăm să treceți la cabina de vot, să votați, după care comisia de validare se va numi. Luăm o pauză de 10 minute, dacă puteți, din astea 10 minute. S-au constatat următoarele. Domnul Vitu și eu am șapte.
Alexandre, 17 voturi pentru. Domnul Lece Gheorghe, 17 voturi pentru. Domnul Baruti Ivan, 17 voturi pentru. Iar conducătorul a avut loc și-a Valer, 17 voturi pentru. De pentru care s-a încheiat proces de vot. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cu amendamentul 6, 8 și cei 30 de zile pentru raport. Împotrivă? Abținem? Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării articolului 2 din hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 26 a 5 a 2016. Prezintă inițiatorul proiectului Nicolae Băjican, scrisă de evidența și destinarea proiectului Comisiei nr. 5. Comisia nr. 1. Aviz favorabil. Comisia nr. 2. Aviz favorabil. Comisia nr. 3. Comisia nr. 4. Aviz favorabil. Comisia nr. 5. Aviz favorabil. Dacă dintre colegii consilieri doresc să ia cuvântul pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind componența Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuință și repartizarea locuințelor în municipiul Câmpia Cruzei. Prezintă inițiatorul primarul Nicolae Băjican, serviciu evidență și gestiunea patrimoniului, Comisia nr. 5. Comisia 1. Avizează favorabil. Comisia nr. 2. Aviz favorabil. Comisia nr. 3. Comisia nr. 4. Aviz favorabil. Comisia nr. 5. Aviz favorabil. Domnul primar. Vă dați ruga un amendament. În punctul 3, aveți membru Lazar Mariana, director executiv. Aș dori să apară directorul executiv sau directorul economic al primăriei municipiului Câmpia Cruzei, fără să nominalizăm persoana. Deci, la anexa 1. La anexa 1. La punctul 3. Fără nominalizare. Fără nominalizare, da. Director executiv sau director economic în funcție de cum ar fi menționată la anica de cine este pentru? Cu amendament? Amendament. Amendament. Împotrivă? Abține? Supun la vot proiectul cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale prin determinarea mobilului scris în CF 50.447 Câmpia Cruzei. Prezintă inițiativa primarului Nicolae Băjican, Serviciul de Evidență și Gestiunea Patrimoniului, Comisia 1, 5, Comisia 1. Avizează favorabil. Comisia nr. 2. Aviz favorabil. Comisia nr. 3. Comisia nr. 4. Aviz favorabil. Comisia nr. 5. Aviz favorabil. Dintre colegii consilieri. Dacă nu se pun la vot, nu este pentru. Împotrivă. Abține. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanții în Consiliul Local al Municipiului Câmpia Cruzei, în Consiliul de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, în Unități de Învățământ Preuniversitar, situat pe raza Municipiului Câmpia Cruzei. Prezintă inițiator practic Dorin Nicolae Băjican, Serviciul Juridic, Comisia 1, 5. Comisia 1. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Comisia 4. Comisia 5. Aviz favorabil. În urma consultărilor cu alte formațiuni politice, eu o să dau citire unitatea de învățământ, reprezentanții care vor fi desemnați din partea Consiliului Local, urmând ca secretariatul să, fiind vorba iară de persoane, să facă buletine de vot, după care o să trecem la vot și
se va încheia. Unitatea de învățământ, colegiul tehnic Victor Ungureanu, în consul reprezentat din Consiliul Local, domnul Nicoară Emil, Baru de Ioan, Crihălmean Călin. Școala Gimnazială Mihai Viteazu, Radu Ovidiu, Sima Georgiana, Ciobanu Octavian. Școala Gimnazială Avram Iancu, Vitus Ioan, Rece Gheorghe, Tot Vasile. Liceul Teoretic Pavel Dan, Pătruțiu Mihai, Câmpian Mariana, Vieme Sabin. Grădinița cu program prelungit prima prechindeilor. Domnul Vitus Ioan, grădinița cu program prelungit Pinocchio, David Gabriel, Clubul Copilor, Antal Adrian. Comisia de Evaluare și Calitate, la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu Nicoara Emil, Școala Gimnazială Mihai Viteazu, Radu Ovidiu, Școala Gimnazială Avram Iancu, Tot Vasile, Liceul Teoretic Pavel Dan, Vieme Sabin, grădinița cu program prelungit prima prechindeilor, Vitus Ioan, grădinița cu program prelungit Pinocchio, David Gabriel, Clubul Copilor, Ciobanu Octavian. Până când, da, puteți să trecem la următorul lucru. Alte propuneri mai aveți? Dacă nu aduci. Emil și Crihălmean Călin.
trebui să... Mai sunt alte propuneri? Mai sunt alte propuneri? Dacă nu facem de zi pentru tot. Următoarea de proiecte de hotărâre, etape sunt cu... Nu scurt, doamne. 16 pe 16 pe 16. Trecem la următorul de pe ordinea de zi. Proiectul de privind desfășurarea acționatului de evoluție din Turchia, zi în cadrul adunării generale a Asociației Bancul Agrofood, inițial Napoca. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 2. Avis favorabil. Comisia 3. Comisia 4. Avis favorabil. Comisia 5. Avis favorabil. Dacă dintre colegii consilieri se ia cuvântul? Eu nu am nimic împotrivă ca domnul Cioan să facă parte din Consiliul de Administrație la această asociație. Dar dacă vă veți prezenta ca și la AVA și la CUA, și nu cunoaștem dreptul de reprezentare. Domnul secretar, cine poate mai întâi? Mai poate fi și altă persoană? Cuvântul ca prima asociație, ceea ce reprezintă un drept care a fost de reprezentare în această asociație. Vă mulțumesc. Domnul Comandant. Aș avea și eu un amendament de făcut la aceste trei proiecte. Deoarece din aceste asociații face parte municipiul Râmpia Cruzii și până acum în Consiliul Local nu am știut ce se discută acolo, ce se hotărăște. Aș vrea să fac un amendament. Propun un articol nou, articolul numărul 4, după care celelalte să se renumeroteze, care va avea următorul conținut. Mandatarul va prezenta mandatului, respectiv Consiliului Local al Municipiului Câmpia Cruzii, un raport trimestrial cu privire la îndeplinirea atribuțiilor mandatate, precum și a hotărârilor adoptate ca președintelor asociației. Semestreal. Depinde când se face la ședință. Da, dacă nu știe, bine, 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 bine. Dacă mi-a cu dată prea, ce să vă prezint? Ce e prezint? Eventual, mă duci vreau să vă cred, domnule, acele cine vă poate și nici nu prezentați mai mult. E important cine, dar eu până acum nu am știut ce s-a discutat. A fost la urmări aici, am pus în locaș și nu vă prezentat, înseamnă. Dar și trebuie să mergem din greșeală în greșeală spre victoria finală. Nu înțeles, nu înțeles. Nu recunoaște că a fost o greșeală. Tehnicul va ajuta să rezolva problema în lucrurile. Corecție, tehnic. Mă bucur că recunoaște că a fost o greșeală. Acum aș fi să lucrat din greșeală în greșeală. Cred că au trecat, domnul Constantin. Da. Nu am luat acum, dar este pentru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voturi. Este respins. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma inițială. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Împotrivă. Împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6 abține. Împotrivă. 6 numărați voturi. Nu abține. Să luăm 5 amendamentul, a avut 6 voturi pentru, 11 voturi, iar hotărârea pe total a avut
11 voturi pentru. Da. 5 împotrivă și o abținere. Și o abținere. Bun, având în vedere că au apărut buletinele de vot, vă rugăm colegii consilieri să votați în fiecare. Împotrivă, abține,
Trecem la următorul punct de ordine al zilei. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de membru Consiliul Administrației la SC Domeniul Public Câmpia Tuțe S.A. a domnului Victor Șioan și desemnarea unui nou membru. Prezintă inițiator primar domnul Nicolae Lojigan, sediul unitii Comisiei numărul 5. Comisia numărul 1. Avizează favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Propuneri, vă rog. Vreau să și eu, vă rog, în sensul că la articolul 2, după cuvânt de punct, punem o virgulă și facem până la desemnarea noului Consiliu de Administrație în baza de ordonanță 109. La articolul numărul 4 aș dori să adaug și eu unii. Să vin cu un amendament. Articolul 4 se spune în felul următor. Se mandatează directorul societății SC Domeniul Public Câmpia Tuzii, ESA, în numele asociatului unic, ca în termen de 30 de zile, se introduce în termen de 30 de zile, să întocmească și să semneze noul act constitutiv al societății, precum și până la gata. Motive. În luna octombrie 2015, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Tuzii și-a desemnat cenzul. Ulterior, Ministerul Finanțelor și-a desemnat un reprezentant cenzul la Societatea SC Domeniul Public Câmpia Tuzii. Neavând un termen de ducere la îndeplinire, nici astăzi nu sunt cenzori la SC Domeniul Câmpia Tuzii S.A. înregistrat. Domnul director, sunt aici? Domnul director Ionaș, este? Nu. Supun la votul la aș vrea să intervin și eu. Se încalcă legea. 111/2016, care aprobă ordonanța 109 și vă atrag atenție că la alineatul 60 din prezenta lege și vă citesc. După intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numirea administrației sau după caza membrii Consiliului de Supraveghere la Întreprindere Publice pentru pozițiile devenite vacante, pentru care cauză încetează mandatul administratorului se va face potrivit prevederilor prevăzute de articolul 5, respectiv articolul 21 din ordonanța 109. Cred că cunoașteți prevederile articolului 5 și articolul 29 de ordonanța 109. Vă mulțumesc. În opinia mea, în situația în care s-a vacantat postul și se numește un administrator provizor, întreaga procedură de selecție se va face pentru întregul Consiliu de Administrație la 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor de aplicare. Deci, pe provizorat, consider că pot fi. Vreau să comunicați pe regulă. Articol, linia. Abține. Câte abține? 5.
Și ce ține? Deci, dacă am așa o jigane cu 12 voturi pentru, și ce ține? Deci, ce ține? Amendamentul domnului Valeri, supun la vot cu care vă votați separat. Vă rog să votați cine este pentru, împotrivă, abțineri. Da? Vă rog să faceți nominalizări pentru. Propunerea mea este domnul Stase Ender, care este o persoană cunoscută pentru Pia Puzin, are 38 de ani, este căsătorit și are 3 copii. Are studii juridice și este profesor de profesie avocat în anul 2006. Dacă mai aveți alte propuneri? Dacă nu, mă rog, secretaria să facă să fie vot. Până atunci trecem la următorul. Și acela este cu următoarele doamne sunt. Proiectul vedem primit aprobarea rectificării bugetului de lege și 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 modificarea listei de investiții aferentă precum și modificarea anexei 1 pe 16 pentru programul cultural. Primarul Nicolae Roșian, Comisie 1-5, nu a fost consultat înainte. Dintre colegii consultări care doresc să ia cu consultări. Dacă nu simt la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Împotrivă, abține.
trecem la următorul proiect de ordine de zi. Proiectul drept prin constatare de cedare la parte de dezvoltare în cursul lucrării acolo, în adunarea generală a acționarilor SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. și prin unor noi reprezentanți. Vizită inițiator primar Florin Nicolae Roșigan, Serviciul Juridic Comisia 15, noua Câmpia. Domnule președinte, vă rog să permiteți să mă abțin de la vizita președinte. Am înțeles. Comisia numărul 1. Avizează favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Să nu ajung peste 4 ani să dau cu sugestionat în fața de cont, așa cum dau alții acum.
Dar lăsați-ne să ne facem treaba. Domnul primar, după cum bine știți, până acum am făcut parte din administrația locală, am lucrat ca inginer și lucrez în prezent. Și totuși eu v-am cerut să îmi prezentați cum s-au stabilit aceste cuantum, având în vedere că în mandatul trecut, din câte știu eu, și membrii din organizația dumneavoastră a fost membru din acest consiliu de administrație. Deci nicio problemă. Și ca urmare, în concluzie, aș propune un amendament prin care la companie de salubritate să se rămână la acest cuantum din 19%. Vreau să spun că cuantumul de 20% este produs în urmață de urgență postanul din 2011, ce în felul următor. Deci până la 20%, normal, la minte, fața noastră, dar dacă vă propuneam 2%, ne-a spus întrebat de ce 2% și 5% probabil. Ne avem un maxim și noastră, în calitate de consilier, aveți posibilitatea să deviați cuantumul de la 25% la 20% sau la 9% sau la 5% sau la 5%. Mă înțeleg. Nu mă interesează ce s-a făcut înainte. Și ascultarea la asta. Mă interesează ce se întâmplă de aici, în acolo. Înțelegeți? Vă rog. Și termenul mă interesează, de exemplu, atunci când dumneavoastră erați reprezentant ANCA la domeniul public și în mod ilegal, așa cum a stabilit instanța de judecată, ați majorat salariul directorului la 6.000 de lei și a dus domeniul public în situația care este acum. Vă rog, pe mine mă interesează ce s-a făcut. Vă rog, dovezi. Vă rog, dovezi. În sensul. Am mărit în sala. Cine era director la domeniul public atunci? Domnul respectiv este în sală. Domnul Drăghici, v-a mărit cumva indemnizația? Nu, 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 doamne ferește. Vorbeam de acel mare manager pe care a făcut în fața Consiliului Local, la domnul Frân Cristel, așa că să fiu atent cu presa vigilentă. Frân Cristel, acel manager extrem de performant pe care l-ați susținut în Consiliul Local, dumneavoastră sau colegii dumneavoastră în acel moment, privatul în acel moment, dumneavoastră, atât de bine încât situația domeniului public este acum dezastroasă. Domnul primar, sunteți în continuare într-o eroare. Eu, la vremea respectivă, nu mai eram în ANCA, pentru că eram într-o stare de incompatibilitate și ne-am dat demisia. Vă rog să luați documentele. Nu dezinformați. Haideți să revenim la domnul Rece. Nu știu cu ce urcăm pe domnul primar să-și desfășoare activitatea. Dacă punem niște întrebări sau dacă ne-au dispare o anumită cota indemnizației foarte mare. Exagerat, am făcut. Dar nu trebuie să ne luați asta. Asta sună cumva ca stați deoparte că acum mă încercați să-mi fac treaba. Consilier David Gabriel a făcut propunerea după ce am răspuns eu. Nu l-ați lăsat să vorbească. Da, și care e problema? Nouă, cuantumul de 25%, maxim legal, mi se pare strigător la cer. Nu e momentul pentru o societate care... Pentru o societate care este în situația în care este, noi să ne permitem să mărim la 25% indemnizațiile. Mulțumesc. Domnul primar va arăta că, de fapt, banii vor fi mai puțini, da? Domnul președinte, asta e o șmecherie. O ce șmecherie? Că nu e 57% pe 50. Oricum e mare. Cuantumul 25% e mare. Că sunt doi, că s-a reflus pe 52 legi, au obligat să se reducă de la 3 la maxim. Domnul consilier Rece, știți ce, revenind la exprimarea dumneavoastră de șmecherie, știți ce cataloghez eu personal șmecherie? Cred că prin vara anului 2014, domnul director de la compania de salubritate de atunci, domnul Șandru, prezenta niște rezultate cât se poate de frumoasă, de pompoasă. Cred că găsiți înregistrarea pe YouTube.
Ulterior, la scurtă vreme, societatea intră în colaps. Aia a fost. Domnul ce ați? Ce are legătură cu NAFA? Era cu NAFA de bază, șmecherie. Inducerea e vorba de prezentare. E vorba de inducerea în erare. Dar nici vorba de așa ceva. Uite, era o problemă, o idee personală. Inducerea în erare a fost de către primarul de către noi. Ne-am zis clar. Dintre Consiliul Local mai au alte remarcă. Și domnul primar, să-mi arătați și mie în proiectul de hotărâre pe care l-ați inițiat, unde faceți referire la capitolul 5? La ce? La capitolul 5 roman din legea 111. Unde faceți referire? Unde mă trimiteți acolo? Nu vă trimite pe voi. Eu am venit în fața noastră cu un proiect de hotărâre. Am indicat în legea 3. Nu spuneți dumneavoastră că veniți și mă urecheați și îmi dați peste nas, că n-am citit. Eu am citit, eu știu de ce am făcut acel amendament. Nu știu de ce, cunoșteam de 5 roman. A, da, ați vrut să le verificați? Da, bineînțeles, am dreptul cumva. Dar eu hotărăsc că aici aș putea ta execuție. Foarte corect. Vă știați că v-ați executat tot ceea ce Consiliul Local a zis? Da, Consiliul Local, din care v-ați vorbat. Uite, vă executa tot ceea ce Consiliul, prin majoritatea lui v-ați spus. Da. Doamne, vreau să fac mesele aici, spirite, să le spun colegilor mei din PSD. Aveam o reprezentantă din Paraguay, dacă nu știți, poate a fost unul dintre voi, are o ședință la 6 luni. Și are niște răspundere, după aceea, și are niște răspundere. Nu știu ce om ar merge și ar lucra, poate ar merge și ar răspunde și ar semna niște acte, fără nicio retribuție în ziua de astăzi. Indemnizația este dată o dată, pe ședință, la 6 luni. Trebuie să înțeleagă lumea. Nu ziceți că 25 luni... Nu mai târziu de 5 luni. Cum? Nu mai târziu de 5 luni să face ședință. Nu, ale că nu mă părăt. Este o ședință care este convocat și este trimis de către Consiliul Local. Dacă către societatea aceea se face numai la 6 luni sau la 7 luni, atunci face ședință. Nu merge numai la venit, dar de când am venit să fac ședința aici. Pentru ce? Pentru ce? De asta am vrut să fac intervenție, că un om este retribuit acolo cu cuantul ăsta la câteva luni. Mulțumesc. Vă rugăm să citim, doamne, doamne. Da, deci se respectă aceeași denominație a reprezentantului municipiului Câmpia Târzii în adunarea generală a acționarilor la SC Compania de Securitate Câmpia Târzii S.A. este de 19% din indemnizația fixă lunară a directorului. Supun la votul. Cine este pentru? 6 voturi pentru, respins. Supun la vot. Să trecem la vot, la cabina de vot, după care o să supunem la vot pe cuvânt. De fapt, chiar la 20.7.2016,
Proiect de hotărâre privind componența Comisiei de evaluare a ofertelor pentru accesul rezidenților în parcul Național Comitial Rusiei, prezidența tot primarul de Nicolae Lăjecan, să accesul Comisiei nr. 5. Comisia nr. 1. Comisia nr. 2. Comisia nr. 3. Comisia nr. 4. Comisia nr. 5. Aici eu aș avea un amendament de reprezentanții primăriei, să spună felul următor. Deci la articolul 1, reprezentanți ai primăriei municipiului Câmpia Tuzii, numiți prin dispoziția primarului. Alte amendamente. Dacă nu sunt la vot amendamentul domnului primar, cine este pentru? Potrivă, abțină. Vă rugăm să faceți nominalizări cu continuare. Doamna Comisară Sima. Aș vrea să nominalizez pe domnul Antal Adrian, domnul Radu Dan, domnul Vitor Ioan și domnul Chihămea Călin. Alte propuneri? Secretaria de Pământ să facă o propunere. Așa, domnul Comisară, privind componența Comisiei de evaluare a ofertelor pentru accesul rezidenților parcul Steaua în Via Turcii. În urma votului liber, rezonanța a constatat următoarele. Antra Iosif Vardiar, 17 voturi pentru. Radu Vitu Dan, 17 voturi pentru. Vitu și Ioan, 17 voturi pentru. Zicamean Sorin, 17 voturi pentru. Trebuie de putere să-i încreiază de pe Comisia de evaluare. Vă rog să-i chemați pe ceilalți să se fie în votare. Proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Duce la următorul punct de ordine de zi. Suplimentar comisia. Da. Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de membru în Consiliul Administrației la SNC Compania de Solidaritate să fie apus de ESA, domnul Ian Cadrăzul Rafia și desemnarea unui nou membru. Comisia nr. 1. Doamna Bucă, comisie. Domnul președinte, dacă să permite să mă abțină la rezultat. Am înțeles, doamnă. Dintre domnii consilieri, vreau să facă. Vreau să-l propun pe domnul Iurian Mihai, este economist de profesie, lucrează ca șef serviciu în cadrul CFR, a mai făcut parte din Consiliul de Administrație, este un bun profesor. Da, pe domnule Zără. Dacă nu mai sunt toate domnule Zără, vă rog, nu se vădărea să luați măsurile ce să încălzăm. Se specifică comunicarea raportului de valoare costurilor
de evaluare se va face către o singură dată ce a cursii de informare și informarea măsurilor. Este un raport de evaluare de incompatibilitate referitor la domnul Petre Popo, consilier local de cadrul Consiliului Local al Cursii. A spus că să dau la cunoștință, materialul de data prima. Trecem la punctul diverse. Vă rugăm să faceți scrieri la punctul diverse. Domnul Isaac, da? Domnul președinte. Domnul Barodi. Perioada mai-iubie. Nu știu când vă să doriți să ne răspundeți, domnul primar. Neavând pregătire politică, nu știu care-i termen. Poate... Poate domnul istorist, interpelare fac în 10 zile și sesizare în 3 de zile. Poate vă spuneți, sesizarea politică vorba despre campanie electorală. Da, așa parte, da. Doamna Rosica, sunteți în sală? Ce fac o consilie disciplină, vă rog să comunicați cu consilier ce da, stați. Haideți, mai față. Și sunt 26 marți, avem tot convocator făcut și o să întâlnim raportul. Da, mă să un răspuns, categoric. La interpelări și interpelarea referitoare la locurile de joacă, parcările ecologice și situația sediului ANAF, termenul a expirat din 15-7. Înseamnă că aveți posibilitatea că vostru termen de legii contenciosului administrativ să uzați de... Aia nu mă învățați, că știu eu ce se fac. Vă spun ce o să fac. Nu, știu, dar pregătire juridică. Aveți treabă, nu pregătirea mea. Eu, din ce sistem viu, am fost învățat să respect. Decât... Dar n-are răsit un polemic, domnul nostru. Și a doua interpelare... Referitoare la hotărâri de judecătorești, cele două hotărâri judecătorești pe fond și care de atac, între Consiliul Local Mătăia Tuzii și dumneavoastră. Deci am orice de ce răspundea, pentru că am și dispus doamnă pentru bani este aici agenda. Să vă comunice răspunsul, cu toate am de anii spus, să-l primiți probabil zilele. Termen 27. Mulțumesc. Asta pentru acuratețe. Domnul Gicurece, aș dori să adresez o întrebare. Pe strada la minoriștilor, nu, 1 decembrie 1918, îmi cer scuze, în dreptul imobilului numărul 44, este o gură de cană. Au trecut cam 7-10 zile de când este tăblița aia de atenționare. Probabil este o problemă, este o problemă într-adevăr și în trafic. Acum, problema personală, traficul e cum e îndreunat. Domnul Amintocat, ce are dispoziție să finalizeze lucrarea? E vorba, poate că nu are domeniul de respectiv, că fiind beton, fiind mai complicat, e deteriorat mai în profunzime. Dar se va soluționa. Domnul Cunos. Vreau să întreb acum, aș văzut de aici o interpelare a domnului Isar. Vreau să vă întreb, are legătură cu Consiliul Local și a spus dumneavoastră și a cerut răspuns aici? Domnul Isar. Nu vă întreb dumneavoastră. Are o legătură cu Consiliul Local cu noi și a spus dumneavoastră și a cerut răspunsul? Da, poate ce a să te răspiți la diverse. Nu vă întreb, vreau să spun și eu. Are o legătură cu Consiliul Local? Păi este interpelarea grupului PSD. Sunt interpelări grupului PSD. Dar cu Consiliul Local? Dar noi ce suntem? Da? Membrii... Dar are legătură cu Consiliul Local?
Consiliul Local. Da, eu am adresat interpelarea cumva Consiliul Local. Păi, atunci, e altă ședință. Care e altă ședință? Păi, e altă ședință, sau poate la instituție, acum și întrebați acolo. Vă rog frumos. Altă dată nu faceți interpelări personale sau de partid cu o instituție în plenul Consiliului Local. Toată întrebarea a fost adresată primarului, eu cred că am răspuns, dacă n-am răspuns, în orice caz, domnul Costel va primi toate răspunsurile care erau în plen. Eu am adresat primarului, am adresat răspunsurile. Am dreptul la interpelări. Prin ce forme? Dar dumneavoastră ați făcut răspunsă de instituția primăriei, nu cred că instituția Consiliului Local. Într-o ședință a Consiliului Local, vă rog frumos să vă adresați Consiliului Local. Tot ce este de partea Consiliului Local, nu ai a instituției primare. Aici e o ședință a Consiliului Local. Atâta. Mulțumesc. Domnul Andra, să nu ne cenzurați acum, chiar că nu mai avem voie să spunem nimic. E dreptul nostru să întrebăm. De ce tot veniți acum să spuneți, ia, Consiliul Local nu este Consiliul Local. Așa, la fel, vine cetățeanul de pe stradă și nu-l lăsăm, că nu are legătură cu Consiliul Local. A fost atâtea întrebări adresate direct primarului în ședință de Consiliul Local și către cetățeni. Care e problema? Domnul Consiliar Acum. Nu va răspunde la toate, nu e nicio problemă. Să stați în ședință. Asta fiți zise, domnul Consiliar de Sancur, eu doresc să vă spun că am ajuns de Consiliul Local destul de lungă și mi-am luat cu plăcere când eram și Consiliul Local. Vreau să vă doresc tuturor succes și să începeți în multe mai cum se poate, pentru că sunt multe probleme în oraș. În partea Consiliului Județean, vreau să spun că sprijinul, deci puteți să apelați pe orice problemă care este în competența Consiliului Județean. În partea noastră, Consiliul Județean, a mea și a domnului Ricci, o să aveți întotdeauna un sprijin și cred că și din partea Consiliului Local, din partea PSD, domnul Petre Pop, cred că ar trebui să fie un sprijin și nu mă gândesc că o să fie așa. În rest, ce să spun, succes la muncă și ar fi mai bine să vă dau și o sfată, sunt consiliar local destul de vechi, mai sunt unii mai noi, care cred că se vor liniști un timp, că așa viața a început, toți suntem inventori și după aceea începem să ne dăm seama cam unde sunt realitățile și cam cum stau lucrurile. Niciodată există o istorie a consiliului local, e bine să citești ce s-a întâmplat înainte, să vă dați seama că toate lucrurile au o continuitate. Faptul nu este luat de ani, de mulți ani de zile, sunt multe lucruri care se repete sau vor fi completate, sunt multe idei care au mai fost puse prin Consiliul Local și cine dorește să fie foarte bine documentat, ar fi bine să ia, pentru că se găsesc aceste documente și pot fi citite și atunci poate că sunteți un moment informat. Atât și cu asta încheie, sper că totul la care s-a depunut, pentru că municipiul are nevoie. Practic, sunt primul în 16-a deja, după câțiva ani de zile, pentru cetățenii punctului de vedere, nu s-au întâmplat mai mult. Și acum momentul să vă dați cu toți mâna și cu noi, împreună cu Consiliul Județean, să putem să facem ceva pentru Consiliul Adulții, este ultima șansă pentru ei. Sunt mulți în pensionari, pentru ei contează doar pensia și poate partea de curățenie și așa, dar sunt și oameni activi și sunt copii care pot să aibă o speranță și un viitor. Și ei se uită la noi, toți cei care sunt implicați în politică, să facem ceva și cei din Consiliul Județean, Consiliul Local, cât și primarul în primul rând, pentru că ei este instituțiul. Deci trebuie să facem ceva pentru noi. Mie îmi pare cum a fost această ședință din Consiliul Local, mie nu mi-a plăcut. Și cer în vârstă și următoare să fie la fel de vii. Și chiar dacă nu ne vom încontra, să ducem totuși toți prin această masă, că interesul comun este municipiul cât de atât. O să vă rog să aveți îngăduința ca un viitor extrem de apropiat să vă convoc din nou la o ședință extraordinară. Iar dacă am zis că nu fac astfel de ședințe, dar se impune de urgență și colegii de la Serviciul Juridic lucrează în acest moment la proiecte de hotărâri privind stabilirea comisiilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație potrivit prevederii Ordonanței 109, cred că este momentul să intrăm în legalitate din acest aspect, sub acest aspect.
astfel că cu îngăduința dumneavoastră veți fi convocați la o ședință extraordinară. Sper să puteți veni pentru a pune cele trei societăți ale Consiliului Local în legalitate, respectiv cu care s-a acreditat domeniul public și 10 parte industrial. Vă mulțumesc!